Bun găsit la o nouă rundă de cultură generală! De data aceasta, te așteaptă 27 de întrebări din arhitectură, economie, jurnalism, muzică și turism. Succes! Care este cea mai vizitată peșteră din Munții Bucegi? Cine a construit Partenonul, templul din Grecia antică dedicat zeiței Atena? Cum se numește cel mai citit ziar din Cuba? Care este țara africană cu cea mai mare producție de petrol? Ce scriitor român a înființat la Sibiu ziarul Tribuna? În ce țară au apărut primele crescătorii de somon de Atlantic? La ce instituție financiară făcea referire acronimul CEC? Câte hoteluri de 7 stele există în lumea întreagă? În ce oraș a fost construit primul pod fix peste Olt? Care este considerată cea mai de succes piesă a lui Alice Cooper? În ce țară se află cea mai veche mină de lapis lazuli încă activă? Ce stațiune din România este supranumită Poarta Bucegilor? Unde se găsește cel mai mare sanatoriu balnear din România, într-o salină? Ce formație a lansat primul videoclip de muzică pop? Cine a compus muzica din serialul animat românesc Mihaela? În ce oraș canadian se găsește piața Nadia Comăneci? Cum se mai numește o știre neverificată? Care este cel mai cunoscut tip de acordeon? Ce fotomodel apare în videoclipul In the Closet al lui Michael Jackson? Unde se află celebra plajă Jumeirah? Care țară este cel mai mare producător de roșii din lume? Ce metal conținea moneda Solidus, apărută spre sfârșitul Imperiului Roman?
cine a creat celebra rețea de baruri Buddha Bar? Care împărat a început construcția Marelui Zid Chinezesc? În apropierea cărei capitale europene se găsește Palatul El Escorial? Cum s-a mai numit celebrul Coloseum din Roma? Cărui stil de arhitectură îi aparține Catedrala din Reims? Cum a fost testul? Scrie scorul într-un comentariu și abonează-te ca să afli primul când încărcăm noi teste. Îți mulțumesc pentru vizionare și te aștept și data viitoare!